pitorească a satului Beșalma, a cărui denumire se traduce din limba găgăuză 5 pomi de măr, în data de 27 mai 1933 s-a născut un om cu o viață plină de realizări remarcabile. Dmitri Caracioban, poet, scriitor, autor al primelor filme găgăuze, dar și fondatorul primului muzeu al găgăuzilor în lume. Переходя от Дмитрия Карачебаня, это человек вообще уникальный, потому что за свою короткую жизнь, за 53 года, которую он прожил на этом свете, он оставил после себя огромнейшее творческое наследие. Более 50 картин, более 60 скульптур, более 40 фильмов художественного и документального содержания. Он был и остается пока на сегодняшний день единственным профессиональным поэтом. Он закончил литературный институт имени Горького в Москве, издал 12 сборников стихов, рассказов, пьес. La vârsta de 17 ani, Dmitri părăsește satul natal și pleacă la Harkov, unde a absolvit clasa 8-a. În perioada anilor 1952-1955, Dmitri Caracioban, fiind în armată, a început să picteze. După ce și-a încheiat serviciul militar, s-a înscris la școala de arte plastice care purta numele lui Ilia Repin, unde a studiat doar un an și jumătate. Era un scriitor pasionat și încetul cu încetul a început să-și expună creațiile în fața cititorilor. Büyük savurgun kararttıy demirayı yıldızlı karın unu doldurduy da arayı. În anul 1957 a fost publicată prima sa carte în limba găgăuză, intitulată Bucaktar Seslar. Tot în acel an, Caracioban a devenit profesor la școala din Beșalma, unde preda limba găgăuză. Primul său onorariu, Dmitri Caracioban, l-a cheltuit pentru a-și cumpăra o cameră de filmat. Așa a început cariera sa în cinematografie. A creat filme precum Povești găgăuze și Beșalma ieri și azi, lăsând în urmă aproximativ 40 de pelicule. În anul 1967, filmul Beșalma ieri și azi, realizat de Dmitri Caracioban, a obținut locul 2 la concursul organizat de Casa de Film de la Chișinău.